Ne bucurăm că am luat cele 3 puncte, este foarte important. Mă bucur și pentru mine că am reușit să înscriu în sfârșit. Și pe lângă aceste lucruri, mă bucur că echipa a marcat mai mult decât în meciurile anterioare. Cel mai rapid gol al tău? Da, cel mai rapid gol al meu. Mai ales în fața Clinceniului, e o satisfacție deosebită că și voi sunteți acum acolo aproape de play-off? Eu am mai declarat, nu trebuie să ne gândim noi acum la play-off, noi trebuie să ne gândim... Dacă aveți în contracte prime de play-off, nu aveți de evitare retrogradării. Deci... Bineînțeles, dacă ne va ajuta Domnul și vom avea evoluții bune și rezultate bune să ajungem în play-off, cu atât mai bine, dar noi trebuie să fim concentrați să luăm fiecare meci în parte, iar dacă conjunctura ne va duce acolo, cu siguranță ne vom juca șansa. Cum ai găsit nivelul din România? Ai fost o perioadă plecat. Un nivel bun. Mă bucur că văd lumea începe să, adică orașul începe să construiască stadioane, ceea ce este un lucru îmbucurător. Păcat că terenurile le lasă de dorit. Ne păcate și astăzi am avut un teren foarte greu. Știți prea bine și la Arad un teren din nou foarte greu. Dar sperăm să vină vreme bună și meciurile să le jucăm și noi pe un teren mai bun.